Scripturile ne dau relații prin păzători, prin revelații. Din tot ce supraomenesc, găsim multiple afirmații, din alte vremi, din alte spații, probleme mari, investigații, ci taine ce ne depășesc. Vorbesc prorocii cu îndrăzneală de lumea spirituală. Scripturile ne informează că și Lucifer, în prima fază, din marea enciclopedie, se abate de la datorie. Conspiră și argumentează cu stol de îngeri ce urmează, că și tronul său avea la bază întunecata lui mândrie. Dar după legi de ierarhie, Iisus Hristos lăbit să fie, fiindcă El contrar lucrează, smerenia o îmbrățișează, și apoi pe inimă vintează, pe un drum de jertfă se înscrie, ci dovedește lui Satan că Dumnezeu e suveran. El nici când n-a considerat de a fi cu Tatăl deopotrivă, un lucru vrednic de luat cu hapca dimpotrivă. Acordă Tatălui onorul și cu o profundă consacrare. Ori în lume se repare tot ce stricase impostorul. Așa s-a declanșat pe Terra procesul ce anunța sentința. Cu acest tablou începe era să lupte mielul cu chimera, tu fia grea cu umilința. Privesc toți îngerii din cer la crunta bătălie, Iisus Hristos și Lucifer. Iar cine îi descifrează sensul e Dumnezeu, ce Domnul știe. Vezi, e încărcată atmosfera, fiindcă cel ce a venit pe Terra, chiar dacă trece frontiera, Iisus nu schimbă maniera de partea sa din biruința. Mântuitorul nu se lasă și bravă și înfrunte adversarul. Părea că lui Satan nu-i pasă, nici el, nici oastea lui aleasă. N-au prea visat ce avea să iasă și au fost bătuți la ei acasă. Și cum relevă cronicarul, când legea s-a întâlnit cu harul, s-a rupt ca tapeasma în două și au fost iliți la ora nouă, se-și predea tot inventarul. De la Adam până la noi, cu prizonerii de război, orice recurs va fi respins, căci umilința a învins. Din rațiuni de îngânfare, mândria pierde tot ce are. Și brusc își va întrerupe mersul de neagra iadului cavernă, dar cum îi cântă astăzi versul, Iisus câștigă universul și toate gloria eternă. Trăsături delimitate, luptat pentru dreptate, să fie egalitate și armonia între state. Fereaza lui de activitate este liber chiar și robul. Se căuta un om odată să stea în mijlocul spărturii, în beneficiul creaturii, dar nu-l găsea ce rezultată. Asmântuirea e mult visată prin golbătea realizată și este condiționată prin normativele Scripturii. Prin când va de-ai să iei cu ură în turul geluziei crude, el este astăzi dreptul jude, stăpân suprem peste natură, cu hainele de sânge ude, ne-a dat dragoste-i măsură, Hristos de Domnul, haleluia, orice dură. Se cânte ce unice se îndură de cea mai slabă creatură și orice geamăt îl aude. Suprema lui o rânduire este și astăzi în vigoare, aducătorii la mântuire prin pobeință și ascultare. De toți cuvinte instruire, se dea dovadă fiecare de asta profundă transformare, ci zâmbiții de vechea fire, să fie tați pe micire, să apare pe ecrana tine, un tăi de dragoste și milă, o părere de viață mai umilă. Căci umilința se înțelege, e chiar sublima calitate, prin viza ei, precum alege, se naște cel mai mare rege. Și numele lui glorios e cunoscut, Iisus Hristos. Este în amenitate de Dumnezeu prin vost secret, distins pentru eternitate, ca rege, preot și profet, nu face abuz de întâietate. Când ajunge în Nazaret, nu s-a încâmpat canero, ci s-a smerit și s-a redus. Și-a coborât la cota zero, de aceea a învățat de spus, din tot și toate mai presus, cel căruia i s-a supus. Examinat în sens invers, ziceau cu toții, este gata, să fie chip și nume șters, Hristos învinge la capata! Căci era în frunte judecata, la toate probleme din mers,
iar cu întâi pe univers. E vin satan de-a morții gloată, de-o voie vocilor de armată, în nimic un de frumuseți, de-o merge clipa neuitată, jurând cu mâna ridicată, oară pe solul cărții iată, apă pe ce pe ceți. Din biruința câștigată, biserica e răscumpărată, prin jertfirea s-a lăsut de vieți. Și toate acestea au la bază evlavia care durează. Iar cei ce sunt cu ea pe fază, îi zilnic beneficiază de harul ce îi alimentează pe cei cucernici și plăcoți. Dar trebuie ca mai întâi să te vezi mic în ochii tăi. Smerenie e un punct vital ce joacă un rol esențial, nu doar aici în Spania, ci pe toată geografia. Pe plan internațional e punctul cel mai principal prin care s-a vistit Mesia. Să ne putem remedia, cu toții să aderăm la ea. Căci logica cele dovezi în normele de conduită, de aceea trebuie să vezi când personalul te controlezi. Te-ai ținuta cuvenită în atitudini, haine, păr, te ești smerit într-adevăr. Iisus a cucerit imperii, având la bază umilința, dar au nerăbustit vierii și a devenit om al durerii, obișnuit. Privea la fața lui senină, om pe de drept învinuit, nevinuit, deși avea nici pic de vină, a rupt, îl lasă intervină, dar strigătele le-au biruit. Așa a suportat povara, întrogării și bătaia, via de cântec toată țara, dar lui i-a dus în primăvara, ostilitatea și ocara, așa cum a profețit Isaia. Atât de posomorâtă îi vede fața sa profetul, căci o ființă așa strivită, sub calomnia depășită, n-a fost pe lume întâlnită, ci clar i-a fost făcut portretul. Bătă marnic, iar cum trec brăzdare rane, nu lutul doar, ci piata plânge, de dramatic îl constrânge, cruzimea legilor romane. După atâta suferință, când un arhei de uință, el va domni peste parați. De ce propria ființă a suportat amia sentințe și s-a rugat pentru cei răi și vinovați. Bătă marnic, scuipat în față, că toți părtașii nedreptății, cu glas doios acum de față, ieșiți din negură și ceață. S-a pus cu toți drept la viață, în marea zi a judecății. Înainte de a urca calvarul, Iisus a pregătit o cină, o conversație divină, dar pâinea frântă și paharul cu vin simbolizau amarul. Durerea morții și coșmarul ce asupra lui avea să vină, echivalent cu a noastră vină. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru ispășire, văzând întreaga omenire, din nou își va întoarce fața spre noi ca astru dimineața și va vedea spre înviorare o moștenire mare, mare, o gloată mare de urmași, umblând cu drag pe sfinții pași. Draga lume și va strânge să fie proslăvit odată, dar noi să nu încetăm a plânge durerea morții care îl frânge, ce a plătit cu preț de sânge purterea noastră vinovată. De aceea înainte să-i cânte întregul neam de pe planetă, dar nu cu dans și cu o peretă. Vineți cu inimile frânte, deci viața nu-i în servietă, deci la savanțe de probetă, să-ți plindece sau să te schimbe. Hristos e sursa, e secretă. După cum am evocat, am pus-o tristului sabat, Iisus în criptă să se odihnește. L-au zdrobit, l-au torturat, l-au omorât, l-au îngropat, dar după ziua de sabat, Hristos din morți a înviat. Pe Dumnezeu înălțat, nespus de mult dumnezeiește, e viu în veci, de veci trăiește. Și El este fidel și va reveni Emanuel să-și stabilească împărăția și noi toți vom fi cu El atât cât ține veșnicia. Amin.